Bună ziua, stimați reprezentanții ai presei, bună ziua, dragi sătmăreni. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre la această conferință de presă. Am alături pe președintele Partidului Național Țărănist, Maniu Mihalache, domnul Gheorghe Perinde și domnul Aurel Gavrea, vicepreședinte al Partidului Național Țărănesc, Maniu Mihalache. În stânga mea, președintele organizației municipale, domnul Romeo Pop și domnul Horvat Alexandru, președintele organizației seniorilor liberali. Este o zi de mare bucurie pentru noi. Astăzi se întâmplă ceea ce sătmărenii așteaptă de mult. Astăzi este un pas spre ceea ce sătmărenii vor pentru anul 2024 și pentru anii următori. Astăzi punem prima cărămidă pentru ceea ce trebuie să reprezinte Alianța pentru Satu Mare. În acest cadru, înainte de a veni în fața dumneavoastră, am avut bucuria de a semna acordul politic la nivel județean cu partidul între Partidul Național Liberal Satu Mare și Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, alături și împreună cu cei doi reprezentanți, colegii noștri, domnul Perinde și domnul Gavrea. Am semnat un acord politic pentru alegerile de anul viitor, din 2024, și probabil mulți se vor întreba, totuși nu este prea devreme pentru alegeri? Nu este devreme, pentru că așa cum v-am spus în nenumărate rânduri, pregătim un program pentru Satu Mare pe care îl vom face împreună. Un program pentru județ, pentru Consiliul Județean și un program pentru municipiul Satu Mare. Este important să realizăm și pentru că nimic nu este întâmplător, două partide cu istorie, două partide care au pus bazele României moderne, două partide care reprezintă mult pentru ceea ce înseamnă unitatea românească, valorile naționale și care au pus bazele unirii de la 1918. La 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu, la 70 de ani de la moartea lui, anul acesta când am avut onoarea, pot să spun, să fiu inițiatorul legii prin care se stabilește, s-a votat în Parlament și s-a adoptat legea ca anul 2023 să fie anul Iuliu Maniu, marelui om politic și fost prim-ministru, uitați în această zi, cele două partide, care chiar dacă de-a lungul istoriei au fost adversari, pot să spun, reprezentanții PNR și PNţ, azi își dau mâna pentru o cauză, pentru județul Satu Mare și pentru ceea ce trebuie să reprezinte o administrație eficientă pentru Satu Mare. Aici mi-aduc aminte de cuvintele lui Iuliu Maniu, care spunea: am avut adversari politici, dar niciodată dușmani. Și cred că acest lucru trebuie să ne ghideze și sunt convins că înaintașii celor două partide, dacă ar fi trăit astăzi, ar fi făcut la fel și ar fi făcut exact, ar fi realizat această înțelegere pe care și noi o realizăm astăzi. Avem aleși locali buni, avem candidați buni în tot județul, avem primari care au demonstrat, consilieri buni locali, și sunt convins că plus valoarea pe care cu siguranță o va aduce acest acord politic încheiat astăzi cu Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, va fi de bun augur și cu siguranță în folosul sătmărenilor. Este important să trecem peste orice ambiții personale, eu am trecut și cred că astăzi este dovada că
că deschidem această discuție, deschidem această șansă pe care o are Satu Mare în 2024. Sunt convins că împreună vom reuși. Sunt convins că despre patriotismul curat, despre valorile naționale, despre istorie, despre înaintașii noștri care ne-au făcut cinste, Vice Brăteanu, Iuliu Maniu, Iuliu Vosu, toți cei care ne-au reprezentat cu cinste și au pus umărul pentru modernizarea României și pentru ca noi astăzi să fim liberi, în acest spirit, cu siguranță, vom face ceea ce trebuie pentru județul Satu Mare. Promitem ceea ce putem face împreună să și ducem la bun sfârșit. Așa cum vom demonstra, pentru că de aceea sunt bune alianțele făcute din timp, într-un an jumate, un an și vreo două luni până când cu adevărat va trebui viitoarea alianță pentru Satu Mare să-și arate candidații și să-și arate programul sătmărenilor, avem timp să colaborăm împreună, să vedem dacă reușim. Și eu sunt convins că vom reuși, dar asta trebuie să o și demonstrăm, să fim capabili să creăm un program, să ne înțelegem, să avem o conlucrare eficientă. Dacă vom reuși în această perioadă, cu siguranță vom reuși ca toate aceste idei despre care vă vom vorbi în perioada următoare să le punem și în practică. Și cu siguranță acest lucru, atâta timp cât există bună credință și oameni serioși, se va reuși. Pe această cale invit și celelalte partide din județul Satu Mare să facă acest pas, nu spre PNL, nu este vorba de persoane sau de anumite direcții, este vorba de un proiect. Alianța pentru Satu Mare astăzi își începe existența, își începe activitatea pentru județ. Domnule Perinte, vă rog. Mulțumesc. Pentru mine, ca și președinte al Partidului Național Țărănesc, Maniu Mihalache, este o mare onoare să particip astăzi la un început pentru județul Satu Mare, unde chiar e nevoie de o alianță cât mai puternică pentru a schimba fața județului. În primul rând, județul a rămas față de celelalte județe a Transilvaniei în urmă, fiind mai mult conservat. Deci trebuie să avem ca și inițiativă schimbarea totală economică a județului și o viziune mult mai amplă pentru secolul în care ne aflăm. Faptul că astăzi mă aflu aici și e și anul Maniu, e o mare dare de mână a Partidului Liberal, precum s-a mai întâmplat la începutul anilor 90, când țărăniștii i-au întins mâna pentru Partidul Liberal. Uite că au ajuns, după 20 și ceva de ani, să se întâmple și invers. Iar nu numai asta, îl invităm toate partidele să participe alături de noi, că numai împreună putem să ducem la sfârșit ceea ce noi astăzi deschidem pentru partidele din județul Satu Mare. Mulțumesc! Mă bucur că particip la acest eveniment, care pentru mine e istoric, și o să încep cu o poveste care mă amintește de Părintele Lui Coposu la delegația permanentă care a avut loc în 95 la Omelie. Spunea seniorul, zice, noi în decursul istoriei am fost adversari cu liberalii, dar condițiile socio-economice și politice ne obligă de acum înainte să mergem împreună. El ne-a lăsat nou un proiect. Un proiect care el îl preluează la locul lui de la Iuliu Maniu. Să nu lăsați partidul să moară. El nu a lăsat partidul să moară în 95, i-am luat în convenție. Avea 1% atunci. Și noi aveam 17,5. Acum arata istoriei se învârte. Și favorabil pentru noi,
pentru că consider că împreună putem să schimbăm lucrurile și să facem o alianță a partidelor istorice, așa cum dorea să ne lucrăm. Succes și să auzim de bine! Reprezentanța EPS-ei. Ziua de astăzi mă duce cu gândul la începutul anilor 90, de fapt anul de 1990, când eu am fost printre primii înscriși în acel PNCCD, unde am funcționat în 2004, apoi trecând la PNL. Sigur că am un gust amar, fiindcă ceea ce s-a întâmplat cu acest partid istoric a fost ne la locul său. Mai mult decât atât, un personaj de teapa acelui Pavelescu, care a pus mâna pe Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, mi se pare un lucru cel puțin deplasat. Dar revenind în zilele de astăzi, cu câțiva ani în urmă, cei de aici au fost prezenți la casa marelui om politic transilvan, Iuliu Maniur. Ne-am bucurat cu toții atunci de inaugurarea casei renovate, care ani de zile a stat în paragină, gata să cadă, și niște oameni inimoși, printre care și noi, câțiva de aici, fără să ne știe nimeni, am mai contribuit pe acolo cu ce am putut, din puținul de la vremea aceea. Iată că astăzi nu ne mai este rușine să mergem la casa lui Iuliu Maniu în Bătăcin și să ne gândim că România are în continuare nevoie de oameni de stat, de oameni adevărați și nu de tot felul de neaveniți în politică. Mă bucur nespus, fericit și președintele nostru pentru deschiderea pe care o are, dar și pe cei doi colegi de alianță, începând de astăzi, cu siguranță vom funcționa normal, omenește, fiindcă am învățat de-a lungul anilor să lăsăm orgoliile mărunte la o parte. Nimic nu se poate construi cu orgolii, cu minciună și cu lucruri făcute pe jumătate. Vă mulțumesc frumos! Sper într-o colaborare fructuoasă. În lucrare, domnul Borba, președintele organizației de seniori, care, vă spun, este una dintre, nu una dintre, e cea mai bună și cea mai consolidată și cea care are cu adevărat grijă de seniorii din satul mare. Și n-am putut ca la acest eveniment să nu creăm un echilibru, să fim reprezentați toți. Bună ziua, stimați reprezentanța presei. Mulțumesc, domnule președinte. Satul Mare are nevoie de o alianță și domnul președinte Cosma, Partidul Național Liberal, a înțeles acest lucru și face ceea ce trebuie să facă. Mă bucur că de astăzi mai avem un partener serios, de fapt un partener tradițional. Ne spunem colegilor noștri, bine ați venit și să fiți convinși că știm împreună cu dumneavoastră ce avem de făcut, în așa fel încât 2024 să fie anul victoriei partidelor care își doresc cu adevărat binele județului și a municipiului. Vă mulțumesc și vă respect. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție cu mare drag. În ce constă concret alianța? Bănuiesc că veți avea liste comune de candidați la județ sau în localități. Așa este. Noi nu facem lucrurile pe jumate. Noi mergem, cum se zice mai modern, all-in. Adică vom merge pe liste împreună, evident că va fi o alianță, vom înregistra acea alianță la momentul potrivit și vom candida pe liste comune, pentru că doar așa putem să fim credibili. Celelalte înțelege că nu, alea nu le luăm în calcul. Noi vom face alianță și exact acest acord politic prevede. Pe fiecare localitate va fi înțelegere între partidele care vor face parte din alianță. Deocamdată azi discutăm de două partide, în foarte scurt timp vom discuta de și de alte.